Anul acesta, laleaua pestriță a înflorit mult mai repede, asta și datorită vremii din ultima perioadă. Cunoscută și sub denumirea de floare de șah, laleaua pestriță crește într-un singur loc în județul Bistrița-Năsăud și anume în pădurea de șez din comuna Cetate. Laleaua pestriță este ocrotită prin lege și are o viață extrem de scurtă. Florile sale ne bucură ochiul doar 7 zile pe an, așa că localnicii profită din plin în această perioadă. Se mândresc cu planta care le-a făcut celebră comuna pe plan internațional și au creat chiar o pagină de Facebook. Noi trebuie să fim conștienți că trebuie să avem grijă de pădure, trebuie să avem grijă de ce crește în pădure. Și prin laleaua pestriță comuna a ajuns mai cunoscută la nivel național? Da. Pentru că foarte multă lume vine de curiozitate. Plus publicitatea care i s-a făcut prin ziare, prin Facebook, acum am văzut că și acolo a apărut laleaua noastră. Unde a ajuns laleaua asta ei să crească? Asta nu mai știu. Nu știu. Ca să vă spun exact. Ar trebui să facă ceva primăria să o crotească? Păi face, da. Nu lasă să intre nimeni acolo. Am în sezonul ăsta până să... Deci acum e în flore. Reprezentanții ocolului silvic Dealul Negru, care are în administrare area naturală în care se află laleaua pestriță, spun că în această perioadă au fost înmulțite patrulările în zonă pentru a se asigura că turiștii se limitează doar la a privi floarea. De ce au înflorit laleaua așa de devreme? Din cauza vremei. În mod normal, ea înflorește după data de 1 aprilie, pe fondul, să spunem, perioadei ploioase din primăvară. Anul ăsta, după cum vedeți, vegetația și-a dat drumul mai devreme și o secetă pronunțată deja, motiv pentru care am florit mai repede cu două, aproape 3 săptămâni. Oricum, perioada maximă de înflorire este în perioada aceasta, respectiv până în 30, după care se va stinge. Ceea ce deosebește această floare de celelalte lalele este culoarea ei violet cu pete albe, dar și modul de răspândire, deoarece ea crește la noi spontan în locurile umede din apropierea pădurilor.